Gimnastele junioare de la Colegiul Național Sportiv Club Sportiv Școlar Cetate Deva au câștigat în total 24 de medalii, dintre care 11 de aur, 5 de argint și 8 de bronz la campionatele naționale individuale de gimnastică, care s-au desfășurat la finele săptămânii trecute în Sala Sporturilor din Deva. 6 dintre medalii, adică 3 de aur, 1 de argint și 2 de bronz, au fost cucerite la sol, probă în care talentul gimnastelor șlefuit de munca antrenorilor este pus în valoare și de coreografia aleasă pentru executarea exercițiilor. De partea coregrafică a exercițiilor gimnastelor de la Deva se ocupă de câteva decenii bune Valer Puia și pentru naționalele junioarelor tot el a ales muzica în funcție de personalitatea fiecăreia și a repetat alături de ele. Deși sunt la început de drum spre marea performanță, coregraful spune că micile gimnaste sunt la fel de pretențioase ca marile campioane, atunci când trebuie să aleagă acordurile muzicale pe care urmează să își execute exercițiul pe covorul de la sol. Sunt foarte multe la lot și la lot face altcineva coreografia, eu fac la club, deci vreo trei. Una e chiar acum pe sol, dar important e, aș fi vrut să fac mai multe, dar nu sunt încă suficienți copii care s-au calificat. Gimnastele junioare sunt la fel de pretențioase ca cele senioare în legat de coregrafii? Da, din punctul ăsta de vedere, da, pentru că trebuie puțin să te adaptezi la vârstă. La senioare poți să ai o marjă mai largă de unde alege muzica. Și trebuie să-ți alegi și muzică în funcție de ce compoziție poți face la copii de vârstă mai tânără, să nu fie puțin ridicolă. Un exercițiu la sol în gimnastica feminină durează între 70 și 90 de secunde și este alcătuit din elemente acrobatice și artistice, în special de dans. Gimnastele sunt implicate în alegerea muzicii și în coregrafia exercițiilor. Din acest motiv, solul este aparatul care permite gimnastelor cea mai mare libertate de expresie. Pe lângă dificultatea elementelor tehnice, gimnastele trebuie să țină cont și de muzică în încercarea de a-și executa exercițiul în ritmul acesteia.